Regizorul Sergiu Nicolaescu a realizat un număr mare de filme istorice, dar cât adevăr prezintă peliculele sale? Să trecem în revistă câteva filme faimoase legitimate de cinematografia comunistă. Creația lui Sergiu Nicolaescu s-a împletit cu politica naționalistă a lui Nicolae Ceaușescu. Regizorul a profitat de oportunitățile create de regim și alături de scenaristul Titus Popovici a realizat pelicule care hiperbolizau anvergura domnitorilor români sau îi plasau pe comuniști în centrul luptei antifasciste. Dincolo de divertisment și de amintirea anilor când se stătea la coadă pentru un bilet, la filme cum ar fi Cu mâinile curate, rolul educativ al acestor filme a fost, mai degrabă, toxic. Profesorul Marius Diaconescu semnala acest pericol într-un interviu acordat revistei Historia. Românul din ziua de azi învață mai multă istorie de la televizor și din filme decât din cărțile de istorie. Peliculele regizate de Sergiu Nicolaescu nu au fost gândite ca filme documentare și nici nu trebuie utilizate ca materiale didactice. Cea mai eronată reprezentare a unui personaj istoric se regăsește în filmul Mihai Viteazul din anul 1970. În film, domnitorul îi învinge pe turci intrând în luptă fără armură, fiind doar în cămașă și cu barda în mână. Producția cinematografică îl prezintă a fi învingătorul de la Călugăreni. În realitate, Mihai Viteazul a dominat bătălia până la un moment dat, după care, spre seară, s-a retras de pe câmpul de luptă. A lăsat orașele București și Târgoviște pradă otomanilor și s-a retras în munți pentru a primi ajutor din Ungaria de la Sigismund. Scena cea mai emoționantă a filmului îl prezintă pe Mihai Viteazul intrând în catedrala din Alba Iulia pentru a fi încoronat și aclamat de popor. Unirea celor trei țări românești ar fi fost pohta ce a pohtit domnitorul. În realitate, Mihai Viteazul nu s-a gândit niciun moment la unirea tuturor românilor, deoarece în Evul Mediu nu exista un astfel de proiect. Mult mai târziu, la jumătatea secolului al XIX-lea, oamenii de cultură au invocat domnia lui Mihai Viteazul pentru a revendica dorința de secole a românilor de unire. Comuniștii au preluat și au îmbunătățit reprezentarea de unificator a lui Mihai Viteazul. Într-un interviu pentru revista Historia, istoricul Marius Diaconescu, lector la Facultatea de Istorie a Universității din București, comenta și falsurile din filmul Mircea din anul 1989. Toată lumea știe că Mircea cel bătrân îl învinge pe Bayazid în bătălia de la Rovine, spune istoricul. Învățăm în școală acest lucru, avem și poezia lui Mihai Eminescu despre bătălie. Nu este nimic adevărat, pentru că după bătălia de la Rovine, Mircea cel bătrân stă aproape 2 ani și jumătate în Transilvania. Dacă ar fi câștigat bătălia, ce căuta în martie 1395 la Brașov și se închina regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg? De ce de 4 ori a încercat armata ungară să-l repună pe tronul țării românești pe Mircea cel bătrân și nu a reușit? Pentru că au venit turcii întotdeauna și l-au alungat pe Mircea. A fi patriot
nu înseamnă să fii mincinos. Patriotismul nu se măsoară în minciuni, consideră Marius Diaconescu. În film, personajul a fost botezat Mircea cel Mare, evitându-se formularea Mircea cel Bătrân pentru a nu se face legătura cu vârsta înaintată a lui Nicolae Ceaușescu, cel care avea 71 de ani în 1989. O altă istorie falsă legitimată de filmele lui Sergiu Nicolaescu se leagă de conflictele dintre legionari și comuniști în anii 1940-1941. În realitate, comuniștii nu au contat pe scena publică de atunci. În filmul Un comisar acuză, din 1974, Nicolaescu prezintă scena asasinării de către legionari la închisoarea Jilava a 64 de ofițeri și foști demnitari. Se arată cum deținuții comuniști au fost eliberați pentru a scăpa de furia comandourilor legionare. În realitate, comuniștii au rămas în închisoare, deoarece legionarii nu le acordau niciun fel de importanță și nu și-au propus să-i asasineze. Filmele avându-l în rolul principal pe comisarul moldovan debutează după tezele din iulie 1971 ale lui Nicolae Ceaușescu, care au culminat cu înăsprirea controlului ideologic asupra culturii. La acea dată, Sergiu Nicolaescu era secretar al organizației de partid a Asociației Cineaștilor. Cu ocazia unei ședințe a profesioniștilor din domeniul cinematografiei, Sergiu Nicolaescu l-a asigurat pe secretarul general al PCR că cineaștii au înțeles misiunea pe care le-a trasat-o secretarul general al partidului. Într-o altă peliculă, avându-l erou pe comisarul Andrei Moldovan și anume Revanșa din anul 1978, Sergiu Nicolaescu legitimează varianta istoriografiei comuniste privind rebeliunea legionară. În film, comandoul condus de legionarul Paraipan este făcut responsabil de asasinarea majorului german Helmut Döring, cu scopul declanșării conflictului de stradă dintre mișcarea legionară și generalul Ion Antonescu. Încă din 1941 s-a știut că vinovat de acest asasinat era agentul englez de origine greacă Sarantopoulos. În filmul Revanșa însă, Sarantopoulos este prezentat a fi un vagabond scos țapii spășitor pentru uciderea majorului Döring. Fostul general de securitate Aurel Rogojan susține că nu doar tezele din iulie au cauzat reorientarea lui Sergiu spre pelicule cu eroi comuniști. La acea vreme erau foarte apreciate în întreaga lume filmele polițiste. Securitatea s-ar fi înțeles cu Sergiu Nicolaescu să prezinte virtuțile unui comisar de poliție comunist pentru a-i face simpatici în ochii cetățenilor pe lucrătorii din Ministerul de Interne. Ipoteza lansată de generalul Aurel Rogojan poate fi credibilă. Istoriile oficiale de partid prezentau rezistența antifascistă a ilegaliștilor comuniști proveniți din rândul muncitorilor. Se spune că Sergiu Nicolaescu și-ar fi ales personajul principal datorită înrudirii cu un polițist de legendă din anii 40, pe nume Gheorghe Cambrea. Documentele din arhiva Partidului Comunist
conservă informații inedite despre orientarea naționalistă a cinematografiei în vremea lui Ceaușescu și despre rolul lui Sergiu Nicolaescu în acest proces. Pe 6 iunie 1966, Secretariatul Comitetului Central al Partidului Comunist Român a discutat problema orientării pe viitor a producției de filme. Șefii partidului erau nemulțumiți de activitatea Consiliului Cinematografiei. Instituția creată în 1962 nu se achitase de sarcina ideologică trasată de partid. Regimul investea sume considerabile în producția de filme artistice și nu se observa creșterea sentimentului patriotic al cetățenilor. Tocmai de aceea, conducerea PCR propune Consiliului Cinematografiei să se consulte cu specialiștii din mediul științific pentru a produce până în anul 1970 câteva filme care să alcătuiască ciclul epopeii naționale. Conducerea de partid nu era nici de cum interesată ca noile filme să prezinte adevărul istoric. Atât secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, cât și prim-ministrul Ion Gheorghe Maurer sugerau că cinematografia trebuia să reflecte realitățile naționale în conformitate cu linia partidului. La acel moment, comuniștii români visau independența țării în blocul comunist. În acest scop, doreau să prezinte vitejia românilor în diverse epoci istorice. Producțiile cinematografice erau un vector important al propagandei de acest fel, deoarece filmele puteau fi titrate în limbi străine și difuzate atât în țările occidentale, cât și în statele socialiste. Tânărul regizor Sergiu Nicolaescu a fost omul potrivit la locul potrivit în acest context. În anul 1966 realizase filmul Dacii, care a obținut un mare succes atât în țară cât și în străinătate. Alături de alte personalități din domeniul cinematografiei, Nicolaescu a fost invitat pe 23 mai 1968 la ședința Comisiei Ideologice a Comitetului Central al PCR. Era deja un protejat al regimului în domeniu, având în vedere că a luat cuvântul primul după Nicolae Ceaușescu. În opinia lui Sergiu Nicolaescu, cinematografia românească nu putea face față competiției externe, deoarece nu reușea să îmbine rigorile ideologice cu așteptările de relaxare ale publicului. Trebuia prezentată și latura umană a personajelor, cum ar fi capacitatea de a iubi sau de a-și proteja familia. Eroii trebuiau umanizați, spunea Sergiu Nicolaescu. În filmele sale, regizorul va încerca să surprindă relația afectivă dintre Mihai Viteazul și doamna Stanca, dintre Mircea cel Bătrân și nepotul său Vlad, sau dintre comisarul moldovan și fiul său Luato Static. În privința mesajului istoric al filmelor artistice, Sergiu Nicolaescu deplângea cooperarea greoaie cu scenariștii. Scriitorii refuzau să colaboreze între ei pentru a scrie scenarii și astfel se aștepta câțiva ani pentru un text. Mai exista și problema avizului ideologic. Un scenariu era lecturat de aproximativ 40 de persoane până ajungea la regizor. Din ordinul lui Ceaușescu s-a restrâns numărul persoanelor implicate în producția de film. Scenaristul și regizorul
colaborau cu un responsabil ideologic. Cei trei răspundeau pentru calitatea producției până la final, fiind plătiți în funcție de succesul peliculei. Astăzi se discută prea puțin despre contribuția scenariștilor la mistificarea și falsificarea istoriei. Ei sunt autorii celebrelor scene și replici, care au contribuit de asemenea la turnura naționalistă a cinematografiei comuniste. Spre exemplu, scriitorul Titus Popovici era un scenarist abonat la filmele istorice care primeau un buget consistent din partea regimului. O altă problemă expusă de Sergiu Nicolaescu în mai 1968 a fost colaborarea greoaie cu unele ministere. S-a plâns că agricultura nu furniza cinematografiei suficienți cai pentru epopeile istorice sau aceștia nu erau dintre cei mai buni. Avea reproșuri și pentru armată, care nu asigura destui soldați pentru rolurile de figuranți în scenele de luptă. Sergiu Nicolaescu recunoștea că regizorii din statele socialiste aveau un mare avantaj față de colegii lor din țările capitaliste, datorită colaborării unor instituții publice la producția cinematografică. Tocmai de aceea, era păcat ca România să nu producă filme competitive pe piața externă. În Occident, cinematografia acelor ani punea accent pe brutalitate, sex și aventură. Se putea specula nevoia spectatorilor europeni pentru filme eroice. În memoriile sale, Dumitru Popescu scrie că Sergiu Nicolaescu și-a dorit rolul principal din filmul Mihai Viteazul și că, nemulțumit de alegerea lui Amza Pelea, ar fi amenințat cu reclamații la Nicolae Ceaușescu. Între 1968 și 1971, Dumitru Popescu a fost secretar al Comitetului Central. Acesta povestește: mi-am adus aminte de o șarjă similară în care se angajase în urmă cu ani, întâmplător, tocmai când fusesem adus la Comitetul Central să preiau domeniul lui Paul Niculescu Mizil. Venise atunci într-un suflet Titus Popovici și, uitând chiar să-mi ureze succes, se năpustise asupra mea, implorându-mă să nu-l las pe Sergiu Nicolaescu să-și adjudece rolul principal din Mihai Viteazul. Nu-l cunoșteam pe regizor. Nu mi-amintesc dacă se remarcase până atunci cu ceva în cinematografie, dar m-a intrigat disperarea lui Titus. De ce nu trebuia distribuit Sergiu în acel rol în ruptul capului? Fiindcă nu e actor, mi-a servit scriitorul argumentul considerat de el zdrobitor. Bineînțeles că nu m-a convins. Știam că destule vedete de la Hollywood n-aveau nimic în comun cu actoria. Titus Popovici spunea că regizorul nu avea experiență de interpret, nu mai jucase într-un rol principal. La câteva zile am fost chemat de Consiliul Cultural să văd probe cu mai mulți actori în rolul domnitorului român. Mi s-a spus că așa se obișnuiește, iar cazul de față era ieșit din comun, filmul aflându-se în atenția secretarului general. Mă rog, am asistat de față și cu șefii Consiliului, cu Titus, cu Sergiu Nicolaescu și cu alți cineaști. Mi s-a părut mai dezinvolt în rol Amza Pelea, spre bucuria abia ținută în frâu a lui Titus Popovici. Sergiu Nicolaescu avea o poză mai sugestivă, de masculinitate medievală hieratică, precum a asceților și cruzilor cavaleri cruciați, dar își mișca gura rigid și când vorbea, obrazul îi rămânea imobil, lipsit de expresie.
Poate că nici Amzapelea nu reprezenta distribuția ideală, dar pentru el pledau datele personale mai relevante. Toată lumea a optat pentru marele actor Amzapelea. Istoricul Adrian Cioroianu spune: cred că nimeni nu a învățat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Probabil că cei mai mulți și-au făcut o idee. În primul rând, cred că este greșit să ne întrebăm dacă și ce putem învăța din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Ele au avut succes pentru că au ajuns acolo unde nu ajunge un manual sau o carte de istorie. Oare ce este mai periculos, un film al lui Sergiu Nicolaescu sau intervenția președintelui într-o chestiune istorică, precum cea a relației dintre regele Mihai și Ion Antonescu? Mult mai corect ar fi să ne întrebăm ce putem face pentru ca o carte, un manual, învățământul în general, să ajungă acolo unde ajungeau filmele istorice ale lui Sergiu. Mai periculos este că în orarul elevilor este o singură oră de istorie pe săptămână. În al doilea rând, a le judeca astăzi este facil. Filmele istorice ale lui Nicolaescu trebuie judecate în contextul istoric de atunci. Ele sunt inseparabile de contextul anilor 60-70 și chiar 80, pentru că puține au legătură cu lumea de azi. Ele fac parte dintr-o epocă ce se legitima prin istorie, ori noi trăim astăzi într-o democrație care nu mai face nimic pentru istorie.